Pentru o Românie mai bună, pentru o Românie demnă, pentru o Românie a tuturor, nu doar pentru câțiva. Am votat cu multă speranță astăzi pentru copiii noștri. Am venit cu fetițele mele să vadă de la vârste fragede ce înseamnă să-și decidă și românii să-și decidă viitorul. Și am votat cu multă speranță ca copiii noștri să poată să rămână în România și să-și facă un viitor aici, acasă. Am votat pentru viitor, lăsând deoparte trecutul. Am votat pentru ca România să aibă la Cotroceni un președinte pentru toți și un președinte care să lupte pentru români, nu pentru privilegii. Și îi rog pe toți vâlcenii să iasă astăzi la vot. Este crucial și este esențial să-și exercite acest drept, pentru că prin acest vot poate să-și decide singur soarta și votul lor contează enorm.